Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascende nodul nord, în fecioară. Etalare care se pare că e foarte faină, după cum arată primele cărți. Chiar dacă am întârziat, sper să vin cu mesaje frumoase pe care le așteptați, sunt convinsă de ani de zile. De cel puțin un an, poate chiar și mai mult, unii care, dintre voi care încerca să vindecați o rană veche. Haideți să vă transmit mesajele de la Înger. Dragostea îndură și I love you, te iubesc. Cele mai puternice cuvinte pe care le veți auzi vreodată sau le veți spune vreodată cuiva, sunt cele mai puternice cuvinte. Și, dragii mei, nu uitați că aceste cuvinte sunt foarte necesare să ni le spunem și, foarte necesare să ni le spunem și nouă. Dragostea în este o carte foarte puternică, 4 și cu 3, 9, 9 este un număr spiritual jupiterian. Însă această carte, de ce zic că e puternică, mi-aduce aminte întotdeauna de acea, nu, acea, acel pasaj din Biblie, 1 Corinten cu 13, Dragostea este îndelung rădă, răbdătoare, scrisă de Pavel în Corinten sau către Corinten. Dragostea nu renunță și nu-și pierde credința. Dragostea este plină de speranță și stă în fața fiecarei situații. Pentru că ați reușit să treceți prin foarte multe și v-ați păstra credința. Ideea e că de încă o dată se confirmă că aveți credință, da? V-ați păstra credința, trebuie să vă păstrați credința. Cineva vă spune că vă iubește sau voi reușiți să vă spuneți vouă că vă iubiți, că meritați, că meritați să auziți aceste cuvinte, vedeți, adaptați-vă mesajul, nu vă fixați musai că veți primi această declarație, poate o să o faceți sau, repet, poate vă faceți vouă privindu-vă în oglindă cu sinceritate și observând toată această putere. Pentru că nu, nu ca să înduri uh, o poveste de dragoste tumultoasă și grea, o călătorie, cu încă cineva cu niște parteneri de călătorie care pot să fie oricine, da, trebuie să ai o putere specială, da. Concentrați-vă pe dragoste. Exact această credință asta înseamnă că vați concentra pe dragoste unii dintre voi și se transformă ceva. 20, poate ceva se întâmplă pe 20 iunie. Rămâne de văzut. În timp ce am amestecat cărțile, a vrut în mod special să se arate 9 de cupe care, într-un fel sau altul, vibrează cu acest i love you, cu această declarație, te iubesc, da? Iar 9 de cupe este numărul nou pe care îl regăsim la Dragostea în Dură, dar ca să ajungi la 9 trebuie să treci prin 8-8 de cupe, trebuie să lași în urmă apele tulburi, emoțiile uh, negative, cupele goale ca să mergi înspre uh, satisfacție față de tine însuți și de realizările tale. Repet, trebuie mai întâi să spui ție și în momentul în care tu te iubești vei atrage oameni care îți vor face asemenea declarații de dragoste. Însă, interesant că după această carte a venit diavolul și eremitul, au Aoleu. Aoleu. Pe de-o parte, diavolul și eremitul, da, capricorn, fecioară, peștrac, scorpion, să zicem, și semn de pământ pentru unii, dar nu obligatoriu, că poate să fie aspecte din harta voastră planetară sau a partenerilor voștri, aspecte, da, poate cineva, de exemplu, are nodul nord în capricorn, da, și poate să fie orice altă zodie. Chiar dacă nu-i semn de foc aici, pot să fie și semne de foc. Rămâne de văzut și mai ales nu vă fixați pe zodii musai. Ideea este că a apărut acest diavol și remitul. Pe de-o parte, unii dintre voi ați încercat să vă analizați niște adicții ale voastre, ale altora, niște toxicități. Ați analizat la, la rece, adică într-o răceală, poate... Dragii mei, pentru mine că diavolul înseamnă foarte multe. De multe ori poate să se și poate să semne relații karmice, pentru că sunt lanțuri, relații în care trageți ca să existați, vă suportați unul pe celălalt, poate să fie și la locul de muncă, poate să fie și acasă, poate să fie și cu mama și cu tata și cu frații, da? Relații toxice în general, adictive. În general, semnele de pământ atrag asemenea, asemenea relații. Interesant că aici este o pentagramă, da? Și aici, pe semnele pe de tot pentagramă avem, da? Aici este, doar că e invers. Este varianta negativă a, a multora dintre noi, nu neapărat semnele de pământ musai, cât varianta negativă a acestei vieți pământene. Însă ați încercat să analizați. Poate unii dintre voi... Ați încercat să vă rugați să înțelegeți de ce aveți adicții față de cineva, povestea este lungă și complicată. Eu doar dau exemple, doar citesc o carte pe foarte scurt. Voi, voi trebuie să vedeți acolo, în sinceritate, în fața oglinzii, unde, ce ați înțeles și dacă nu ați înțeles, urmează să înțelegeți, pentru că e Mercur retrograd și aremitul este guvernat de Mercur, da? Mercur ne ajută să înțelegem care sunt problemele. Și eventual sau în paralel cu această înțelegere există și o satisfacție dom'le, eu am făcut cea de pis de mine eu m-am străduit să fiu XYZ da? adică în sensul că bun, generos, nobil, eventual dau exemple, da? pe de altă parte, există și o altă variantă pentru că ați trecut prin multe, multe decepții zic multe, pentru că a apărut de-a lungul timpului știți și voi, cărți care să susțină aceste situații neplăcute 5 de cupe a fost, imediat revin, 5 de cupe a fost urmat de 6 de, de monede. Iar semn de pământ. Dorința ar putea să fie dorința voastră de a vă echilibra, ai o balanță aici, da? De a vă echilibra viața după ce ați pierdut pe cineva, după ce a stat în regrete și, regret, și statul prea mult în regrete poate deveni toxic, dragii mei. Da? Și statul prea mult în regrete poate deveni toxic și statul prea mult în singurita singurătate poate deveni toxic și statul prea mult să zic cu sau regretele care sunt înecate în vin sau în, eu știu, alte băuturi, evident că pot să devină toxice sunt multe variante. Cărțile spun multe, multe povești. Rămâne de văzut unde vă găsiți voi. Ideea este că acest 6 de monede arată dorința 5 și 6 de a trece uh, la un număr armonic, pentru că 5 e disarmonic, uh, dorința de a vă echilibra viața, nu doar financiar, ci și practic ci și practic, dar pentru asta aveți nevoie de analiză, de sinceritate și de vindecare. Dar cum să vă vindecați dacă nu înțelegeți exact ce aveți de făcut, da? Și vindecarea într-un fel sau altul vine și prin această, acest nou de cupe. Eliberarea de adicții aduce dragoste și stimă față de voi. Aici ar putea să fie, nou de cupe poate să fie răspunsul la toate aceste probleme. Dar am zis că mai este un alt mesaj. Ar mai fi faptul că nouă de cupe și diavolul ar putea reprezenta pentru unii dintre voi, eremiți sau mai puțin eremiți, fecioare să zicem, o stare de intoxicare emoțională, de obsesie emoțională, care și aceasta este confirmată de această declarație: Da, te iubesc. Sunteți intoxicați în sensul frumos al cuvântului de senzațiile și emoțiile pe care le simțiți față de cineva. Și repet, la această etalare poate vorbesc despre soare în fecioară, poate vorbesc despre ascendent în fecioară, poate vorbesc despre Venus în fecioară, aspecte din fecioară. Vedeți ce și cum e? Etalare generală, găsiți-vă poziția, dacă nu vă găsiți, înseamnă că asta e noi pentru voi. Da, este o, o stare copleșitoare, ar zice, copleșitoare, după ce, la fel de copleșitoare a fost și dorerea și separarea de cineva și pierderea, în sensul că nu neapărat că ați pierdut un suflet pereche, lipsa acestui suflet pereche, um, v-a ținut într-o stare de declin, dezamăgire și neîmplinire. Nici măcar prietenii nu v ajuta ajutat, nici măcar cupele acelea care ar fi trebuit. Poate unii ați încercat sau n-ați încercat, altcineva încearcă să și le umple ca să uite. Separare, uitare. A fost o tăcere între voi și cineva. Asta e al doilea mesaj. O, o tăcere. Asta pentru că unul dintre voi ați avut ceva de echilibrat în viață. Poate să fie o, o nevoie de echilibru financiar, poate unul a avut nevoie de bani ca să vină în fața celorlalți să-și arate, eu știu, generozitatea, armonia. Deci dragostea aceasta este o poveste de dragoste. Am dat două variante, da? Una personală și una în care sunt două, două persoane implicate. O poveste de dragoste, dragoste profundă, deci dragoste a trecut prin multe și acum rămâne de văzut cum se va echilibra această separare, această durere, această obsesie, această însingurare, poate chiar dezechilibru produs de un al treilea element care poate să fie inclusiv profesia, da? Cum se va echilibra, cum se va armoniza? Pentru că nu o decupe e armonic. Dacă îl întorci invers, e tot un 6, nu 9 și 6. E frumos, e interesant. Dar, ce frumos, trebuie vindecată. Am zis că temperanța este singura care vindecă această, această carte. adică rugăciunea, curățarea aurei, echilibrarea emoțională, temperanță după o situație care v-a consumat. Ori voi, ori ei, repet, pentru că poate citesc în oglindă. Unul dintre personajele pentru care citesc a fost într-o relație de colaborare sau într-o căsătorie în care, n-a ce să aleagă, a încercat să aleagă construcția, dar s-a ales cu un consumare de energie, cu responsabilități imense și atunci, această legătură karmică s-a adâncit. Aceste lanțuri au atârnat și mai, mai greu de umerii cuiva și atunci a trebuit vindecată. Da? Dragostea îndură. Dragostea îndură. Să pun cărțile. Știți că e așa le le până la landala, Dacă vor să apară, să apară. Reapară. Ok, fecioară. Soare, lună, venus, ascendent, nodul nord, în fecioară. Iată, tot apare asul de monede. Vreți să începeți ceva nou și soare, da? Aveți încredere, da? Aveți credință, soare, aveți credință. Că după câte ați îndurat, puteți începe ceva nou. Practic. Da, să renașteți. Vreți să renașteți. Foarte frumos. Hai să vedem. Fecioarele. Poate că vine cineva, un alt semn de pământ, poate vine un capricorn, poate vine cineva, altă zodie care are marcaj în capricorn și vă echilibrează într-un fel sau altul. Deci concentrați-vă pe dragoste, a fost mesajul de acum, da? 10 de monede, central. O să încerc să fiu mai rapidă. Provocarea 5 de cupe, asta e. m a apărut? A apărut. În trecut, asul de spade, știm semnul de aer care va dezamăgit pe unii dintre voi, dar acum poate să fie alt context. Aha, frumos, foarte frumos teaua. Bine, nu vorbesc doar despre vărsător, dragă Doli, vorbim și despre altfel de interpretări. Patru de monede în viitor. Regele de monede în prezent și viitor apropiat. Un alt de pământ pentru unii, posibil. Posibil marcaj taur, altă fecioară sau capricorn. Capricord că e casa 10. -a. Sfatul, luna, o să clarificăm. Exterior, 7 de cupe, iar niște confuze o să le clarificăm și pe acestea. Regina de cupe, exemplu, cineva cu, cu acest impact emoțional foarte puternic regina de cupe de care vă este teamă un personaj, deci, nu zic că e semn de apă, poate să fie dar poate că are ascendent, poate are lună și o lună puternică în semn de apă lucrează ca și când ar fi soarele deci un personaj cu un, un impact emoțional foarte puternic asupra voastră care cred, așa simt că ar putea să reprezinte toate aceste trei cărți, pentru că vă creează și confuzie și stare de visare, poate ei visează la voi, poate ei speră pentru că iar apar niște cupe, niște lacrimi. Și această regină de cupe în poziția fricilor. Posibil să vă fie teamă, să vă pierdeți în această lume emoțională că aveți nevoie de împământenire, dar, repet, nu puteți, totuși, pământ fără apă nu se poate. Spânzuratul este în poziția dorințelor că vreți o nouă viziune, imediat o să citești și că... Oh, ce frumos, frumos, frumos! Da, eclipsa din, din gemen cred că vă aduce acum această dragoste, îndrăgostiție, I love you, da? Frumos, frumos. Da. Vreți să comunicați despre casă, despre relații armonioase, despre casă. Uh -huh. Ok. La capătul setului de cărți sunteți voi așteptând, aș așteptând o schimbare, așteptând după o mare transformare. Voi ați trecut printr-o transformare, regina de monede puteți să fiți voi sau un capricorn taur, iarăși văd. Însă este un personaj căsătorit, da? care trece printr-o tra transformare intensă, imensă. Dar această transformare ne pune și într-o, vă pune într-o postură de stand-by, Adică, în aparență stați pe loc, în aparență oamenii au impresia că ați obosit și că vă gândiți ce să faceți mai departe, intrați în opt, în transformare sau sunteți doar în faza de analiză. Dar aveți în spate transformarea. Ați trecut în ultimii ani prin această etapă foarte dureroasă. Din punct de vedere tradițional, în mod special financiar, iarăși contractele, male preot înseamnă și contracte și multe, nu doar familie, tradiții, credință. Credința vă a fost testată, cum vedeți relațiile tradiționale versus relațiile de suflet, îndrăgostiți și patru de cupe, da? Acum, am zis, central, aveți 10 de monede, casa, da, v-ați gândit foarte mult la casă, la postura voastră de soț, 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 soție, dacă sunteți căsătoriți. Unii dintre voi, dacă nu sunteți căsătoriți, v-ați gândit foarte mult pentru că merg mână-mână și zece și regele de monede poate să fie un șef sau dorința de a fi șef, de a, fi, de a vă crea afacerea voastră, de a avea banii voștri sau dorința de a crea o moștenire specială celor care, eu știu, vor veni după voi. Și nu mă refer musai la copii, pot să fie urmași la locul de muncă, repet. În sensul că oamenii care preiau postul vostru să, să aibă un cuvânt bun despre voi. Asta pentru că, în ultima vreme, la un moment dat, în trecut îndepărtat, ați dorit Victoria. Și se pare că, în prezent, dacă e vorba de o victorie pre perso profesională, în prezent vă bucurați de o victorie specială. De un succes, steaua confirmă că sunteți aproape de destinul vostru, vi se împlinesc niște dorințe la care v-ați gândit, ați sperat, pentru care v-ați rugat. Deci toate cărțile pe, pe orizontal arată foarte bine. Deci trecutul apropiat, prezent, prezent, viitor apropiat. Cărți frumoase care reprezintă vindecare, împlinirea dorințelor într-o direcție. Repet, poate să fie financiară, poate să fie din punct de vedere familial, o realizare. Provocarea este ca să vă bucurați de așa ceva, că am văzut nouă de cup înseamnă bucurie, ca să vă puteți bucura de așa ceva, să renunțați la niște regrete sau să renunțați la cineva care poate este prea plângăcios, renunțați la o dezamăgire. Aici este. Ce aveți voi de făcut cu Mercur retrograd și Soarele din Gemeni? Ce ar trebui să vă aducă? Să vă aducă, să, face, să vă facă să înțelegeți cu acest azi de spade, da? Să vă facă să înțelegeți odată și pentru totdeauna că noi ne alegem destinul, da? Și ce alegeți? Să, să vă gândiți tot timpul la pregrete, la ce ați pierdut sau la ceea ce puteți să realizați. Sau ce ați realizat până acum. Asta este alegerea voastră. Și aici este provocarea. Din acest motiv apare, apar trei cărți în poziția aceasta exteriorului a sfatului și a fricilor, trei cărți foarte emoționale. O să le clarific. De ce să apară Regina de Cupe în poziția fricilor? E o carte frumoasă. Poate e frica că nu veți uita niciodată o durere. Nu, dacă e frica că nu vă puteți vindeca, Regina de Cupe vindecă în poziția fricilor. Dacă este teama, aici e provocarea înțelege și alegerea voastră. Nu, trebuie să vindecați. Și aici este rugăciunea care vă... vă, vă ajută. Speranța, credința, aveți credință, da? Că vă veți vindeca, aveți credință. În ultima vreme, v-ați întâlnit totuși cu destinul vostru sau vă apropiați, vă apropiați, o să clarific totuși ce înseamnă steaua. Vă apropiați de destinul vostru de această stea. Și e minunat. Pentru că uitați ce apare în zare, îndrăgostiți, da? Urma de discuții și de relații armonioase. Stabile și armonioase. Poate unii dintre voi vă gândiți la cineva cu marcaj în semn de apă, iar și poate acest personaj în semn de apă, pentru că apare spânzuratul, apare regina de cupe, semn de apă în mod special pești, rac, poate să fie și scorpion. Și aici este provocarea. Poate ei au niște probleme. Și provocarea este să le oferi stabilitate, pentru că văd cărți frumoase, da? Aici este lucrarea de vindecare a voastră și a lor, colaborarea. În viitor, în continuare, sunteți stabil. Varianta mică a regiului de monede, să zicem. Aveți stabilitate în casă. Țineți la ce ați realizat. Însă, sfatul foarte ciudat este luna. Ascultați-vă, eventual, hai să discutăm fără clarificări. Ascultați-vă emoțiile și lucrați cu ele. Aveți două cărți care arată echilibru. Patru de monede. Ba chiar trei, dacă mă gândești la. Uh, ba chiar. Îndrăgostiții, dorința de a echilibra ceva, iar dorința de a echilibra emoțional steaua pa, a treia, patru, spânzuratul, nevoia de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și pe de-o parte aveți și frici. E o lume emoțională care trebuie înțeleasă. Acel nou decupe și diavol, eventual, trebuie înțeles, dar aduceți-vă în aminte de primele cărți, da? Pentru unii, luna în poziția sfatului înseamnă să lucrați cu ciclurile lunare, să învățați, să manifestați, să vă puneți intențiile la lună nouă și să vă eliberați la lună plină. Și să știți când să investiți, în ce perioadă când luna crește, investiți în anumite direcții în care vreți spor. Și când vreți să renunțați la anumite lucruri, ascultați etalările respective de lună plină lună nouă, da? Când vreți să renunțați, să folosiți luna în scădere și luna plină. O să clarific. Sfatul, nu, exterior șapte de cupe. Ori voi visați, eu mai decred, cred că cineva totuși visează la voi. Cineva are opțiuni, dar dintre opțiunile astea posibil că sunteți voi printre ele și visează la voi. Din acest motiv apare această regină de cupe în poziția fricilor. Ați vrea ca acest personaj să fie mai pământean un pic? Dar nu uitați că dacă ar fi prea pământean, ați semăna prea mult și n mai fi, nu s-ar mai crea lutul. Vedeți? Vedeți? Oricum, repet, ce vă doriți Cărțile arată că vă doriți o nouă perspectivă, să ieșiți din starea de. Uh, pentru că ce dragoste îndură, da, Dra ah, Cine poate să îndure mai mult dintre toate arcanele decât spânzuratul? Dragoste în dură. E îndelung răbdătoare. Dar aici este sclipirea, aici este mesajul, aici este. Me da, I love you. Îl spui cui? Ție, că te iubești, Duhului care te-a protejat lecției în sine. Sunt multe către care putem să transmitem aceste, această declarație, da? Vă doriți o nouă perspectivă, credință și să ieșiți din stagnare. Și ce reușiți să faceți? Repet, să alegeți. Alegeți să comunicați, alegeți... Da. Să comunicați, să verbalizați eventual noțiuni care țin de echilibru, de bucurie, de parteneriate armonioase. Poate că unii dintre voi vă îndrăgostiți de cineva. Pentru că arată cărțile că vă puteți îndrăgosti. Hai să clarificăm. 5 de cupe. Ia uite, cavalerul de cupe. Înseamnă că acest personaj, regina de cupe și cavalerul de cupe. Cineva iau și de cupe, o dragoste care a întâmpinat blocaje. Am văzut și asul de cupe, da, l-ați văzut și voi, sper. O dragoste care a întâmpinat blocaje. Acum, probabil că blocajele astea au indus aceste regrete și lacrimi. Clarificăm 10 de monede pentru fecioare. Uf, iau tot cupe, valetul de cupe. Iar comunicarea, o comunicare sentimentală. Poate să fie un copil acasă pentru unii. Copil, un copil sensibil, Magicianul. Dar pentru unii e posibil să fie la locul de muncă. Asta pentru că 10 este casa 10 a carierei? Dar un personaj la locul de muncă cu care vreți să simțiți. vi se pare că e mai sensibil? Poate să fie ucenicul vostru, poate să fie colaboratorul vostru, cineva cu care lucrați și vreți să manifestați ceva. Dar, repet, manifestările se fac la lună nouă, într-adevăr, dar dacă e Mercur retrograd, lăsați manifestările pentru o perioadă în care nu este Mercur retrograd, altfel. Pentru că Mercurul ajută la verbalizare, la semnarea la însemnarea contractelor, da? la negociere și dacă nu este retrograd, lucrurile merg mai bine. Da. E o chestiune, simt că e mai degrabă locul de muncă. Acolo trebuie să comunicați ceva. Ori să vă cere scuze, ori să. Da. Clarificăm steaua în ultima vreme. Dorința voastră de vindecare, de echilibrare emoțională, de a vă dori personajul vostru de destin. În primul rând să vă vindecați, uite, Să renaște, să vă vindecați, clară. Cineva... Cineva v-a oferit la un moment dat un dar, un potențial. Puteți să fiți voi semn de pământ, semn de apă, semn de aer sau mai degrabă, nu, nu musai. Semn de aer, semn de pământ și multe emoții între voi. Mm. Dar pe mine mă deranjează faptul că apare acest șapte de spade, care în general este un personaj care nu-și asumă nici oferta, zice că vrea o relație de lungă durată și pe urmă fuge când e vorba de implicare, nici emoțiile pentru că îl copreșesc emoțiile și iar fuge, oh, 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 dacă te simți, iar fuge. Și aici este o situație în care cineva, poate voi ați sperat, 9 de cupe poate să fie și speranța este o mică pentru mine. Speranța voastră că voi în legătură cu cineva puteți să creați o relație stabilă și de fapt nu s-a putut. Pentru că acest personaj nu s-a implicat. Și asta trebuie să vindecați voi, da? Asta trebuie să vindecați voi. Aș și prefera să fie altă carte, nu aceasta. Cineva cu marcaj puternic în marcaj zic, în semn de aer. Da. Și care v-a adus multă suferință, repet. Au, te revin cărțile pe care le-am citit mai, devre mai devreme. Poate că acest personaj a fost căsătorit, da. Însă, ideea este că s-a ajuns la multe dureri care trebuie să re care trebuie să vindecate în primul rând cu steaua, după care vă puteți renaște. Clarificăm rețelele de monede în prezent. Fuga, fuga, fuga. Pentru fecioare. Feciorele de toate sorile. Ia, uite, mare preot. Da. Un personaj căsătorit, un personaj cu autoritate în prezent. Marcaș puternic în semnul taului pentru unii. De carte. În prezent, pe lângă, printre alte mesaje, pentru că sunt multe mesaje, păstrați-vă credința cu marele preot și cu spânzurat în poziția dorințelor și marele preot în prezent, păstrați-vă credința, păstrați-vă echilibru. Regele de monede e o persoană echilibrată, păstrați-vă finanțele, păstrați-vă principiile, varianta bună este uh, un om principial. Conectați-vă la tradiții sănătoase. La Dumnezeu, ca să vă păstrați principiile. Mai dăm o carte, totuși, pentru frize. Oh, ah, judecata. Ah, interesant. Aici este: judecați, gândiți. Gândiți, de fapt, ce înseamnă. Apropo, de ce am văzut diavolul? Relații karmice, relații armonioase, relații în care vă, vă legați prin lanțuri de cineva sau vă, re, vă legați prin. Prin spirit și armonie și înțelegere, judecată înțelegere, da? Unii dintre voi s-ar putea să vreți să renașteți în căsătorie, dacă sunteți, sau la locul de muncă, într-o direcție, vedeți și voi, confirmați adică care sunt către căsătorie, care sunt către locul de muncă e o renaștere care se petrece acolo. Ia uite, colaborare, doi de cupe, iertare, iar, poate să fie o păcare cu cineva. Repet, poate să fie acasă, dar ați îndurat foarte mult și acum vă spuneți, da, acest I love you, te iubesc. Dragul meu, draga mea, luna, clarificăm luna. Ia uite, soarele. Soarele și luna, interesant. Încercați să armonia, armonizați element, energia feminină cu energia masculină. Dacă nu înțelegeți, dacă aveți pe cineva cu marcaj în rac, pești, scorpion sau leu sau săgetător, încercați să înțelegeți. Soale aduce lumina, aduce înțelegere. Lumina este și aici, dorința de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Optimistă, eventual, relația cu cineva care până acum părea confuză, tocmai poate vi se păreau prea emoțional, nu, repet, nu contează ce zodie, regina de cupe poate să fie și de foc, și de pământ, și de aer, și de oricine, da? E o persoană emoțională. Încercați să vă înțelegeți. Partenerul, pentru că luna și soale sunt doi parteneri foarte opuși și totuși necesari, nu? Doi luminatori. Foarte puternici, amândoi sunt. Eventual, încercați să vă înțelegeți mama, încerca să vă înțelegeți copiii pentru cei care aveți copii, dar revin la primul mesaj, care e cel mai important și cel mai uh, intens, să zic. Armonizați energia feminină cu energia masculină. Când acționați, când sunteți receptivi, că totul sunteți semn de pământ și poate nu toți sunteți de acțiune. Depinde de planetele voastre natale. Ia uite! Aici este transformarea, care am văzut-o mai devreme, iar au revenit cărțile, da? Iar, să zicem, o luptă. A fost o luptă între voi și altcineva. Un parteneriat în care v-ați tot chinuit. Care domină? Care are ultimul cuvânt? Acesta, acest stil de a conviețui cu cineva, nu înseamnă colaborare. Nu, acesta trebuia să moară, să-ți renască, ca să puteți să fiți echilibrați, da? să fiți în armonie. Ca între și patru de, de bâte. Niște discuții acasă care vă armonizează casa ar fi minunat. Șapte de cupe. Oh! Șapte de cupe este clarificat de 6 de bâte. Există un personaj, posibil cu marcaj în semn de foc, dar nu obligatoriu, poate să fie și de apă sau poate să fie repet de orice altă zodie. Un personaj care vă creează confuzii, Atrage atenția și poate asta vă creează confuzii. Atrage atenția la locul de muncă, pe stradă sau eu știu pe unde. Atrage atenție și posibil vă deranjează pe unii. De aia vă și sperie Regina de Cupe. Nu, 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 doar asta, acest personaj, tocmai pentru că atrage atenția, are și opțiuni. E o influență exterioară. Cofia această Regina de Cupe, cofia cineva la locul de muncă. Da, na, Vedeți, da, regina de cupe, de, de bâte, pardon. Posibil. După o separare cu cineva, să apară și vindecarea, să apară și dorința de schimbare și această încredere. a lor. Regina de bâte, poate să fie regina de bâte, care vrea să o ia de la zero. Vrea să spere că există oportunități și în alte direcții. Mm -hmm. Și atunci vreți să renașteți. Dacă ci cumva. Mm -hmm. Interesant, dacă cumva aveți de a face cineva. Unul dintre voi și zece dintre voi, cât o să fii, aveți de-a face cu un semn de foc care vrea să o ia de la zero într-o altă direcție pentru că a fost o separare, s-ar putea această dorință a lor de a o lua de la zero, de a se uita către opțiunile lor, către victorile lor, să vă pună cu gându pe gânduri. Și să vă doriți să renașteți legătura spirituală sau căsnicia, dacă aveți căsnicie, sau legătura profundă pe care o aveți, posibil pentru unii. Și atunci armonizați masculinul cu femininul, da? Luna și soarele. Bărbatul, și feme Bărbatul divin și femeia divină aici este. Când nu s-a înțeles, a fost tot o luptă. Ați văzut puterea, da? Clali mm. Ce să mai... Clarificăm regina de cupe totuși. Da, niște blocaje aici. E o iubire care a fost blocată, care a trecut prin multe. Sau, da, cineva care vă blochează. Posibil, repet. Unii dintre voi vreți să spuneți scuze undeva acasă sau la locul de muncă, într-un parteneriat care a fost testat. Acolo vreți să spuneți scuzele, pentru că apare iar foc și apă. Aici este. Clarificăm spânzuratul. Pentru fecioare. O, oh, tonu, da? Să vrei să aveți o nouă viziune, vrei să ieși să ieșiți din această stagnare, din această dragoste dură și să fiți domne de acțiune. Aici e fain. Chiar se leagă. Dacă până acum nu ați fost unii dintre voi, când toate fecioarele sunt de acțiune, dragă Doli, așa, dacă nu ați fost de acțiune, unii trebuie să fiți bărbați, da? Sau să preluați această energie masculină, da? Să alegeți. Iar alegeri, că și faetonul trebuie să aleagă înainte să, să plece la călătorie, da? În călătorie. Trebuie să alegeți. Și aici vreți această iluminare. Vreți să vedeți lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Pentru că este urgent. O, este o urgență. Să vă găsiți destinul. Nu falsul destin. Cineva în trecut va deruta de la destinul vostru. Distras atenția. Aici. Da. Vreți să o lăsați tot așa. E povestea aceasta de aici. Din exterior. Această influență. Regina aceasta care vrea să o ia de la zero. Are o nouă ia, separarea asta. Dar a consumat această situație. Poate și dorința de a o lua de la zero o consumă pe celălalt. E o căsnicie sau o relație care va consuma și pe unul și pe celălalt. Regina de bâne. Când zic de Regina de bâne, e o persoană foarte pasională, foarte încrezătoare, atractivă, de obicei semn de foc, dar nu obligatoriu poate să fie și alt semn. Da? Cu marcași puternic, poate are nodul nord, în berbec, în leu, în săgetător și atunci se manifestă ca un semn de foc, de a zic. Da? Și aceleași cărți au revenit, au apărut și la poziția exterioară. Da? Posibil vreți să mergeți înspre ei, pentru că este dorința voastră. Și cărțile au revenit aici. Da? V-a consumat, eu știu ce relație ați avut, dar aici este, vrei să înțelege, judecați, să judecați. Înțelept, mare preot este înțelept cu autoritate, cu stabilitate. Repet, unii am senzația că vreți să vă salvați familia sau, rela scuzați -mă, sau relația de lungă durată sau eu știu ce. Pentru că a fost o criză. Clarificăm patru de monede. În continuare, țineți. Țineți la stabilitatea aceea, dar depinde cum țineți. Să nu țineți ca acele lanțuri să țineți cu înțelepciune, cu flexibilitate, Eu de regina de spade. Mm. Pentru că apare, după întregostița apare și valetul de spade și patru de băte de monede a fost clarificat de regina de spade. Cred că este nevoia de comunicare clară. Da. Ne mai dăm o carte. Dorința de a fi în echilibru. De a alege stabilitatea. Hm. Regina de spade. Mai dăm o carte. Șapte de băte. Semn de foc, semn de aer, semn de pământ. Sau cineva cu marcaj puternic acolo, repet, marcaj. Interesant. Posibil în viitor, că o fi acum câte perioada lui Mercur retrograd, când va trece Mercur din, va ieși Mercur din retrogradare, să aveți o discuție cu cineva, o discuție destul de dură. Faptul că apare acești șapte de bute, eu zic că îmi spune de bine. Învățați. Ar fi mare lucru ca mulți să învățați ce înseamnă să puneți granițe personale, să vă protejați. Pentru că și patru de monede și șapte de, de bute își apără ceva ce au. Dacă Veți avea o discuție dură în care cineva vă va ataca verbal sau um, vă scoate în evidență, să zic, o, un aspect negativ dintre relația voastră și ei. Încercați să puneți granițe personale și să păstrezi, păstrați ce aveți. Pentru că toți avem realizările noastre și să nu ne lăsăm influențați de anumite acuzații. Acum, alt mesaj. Regina de spade poate să fie nevoia voastră, că am văzut eremitul, de a analiza, de a alege, pentru că se termina italarea cu îndrăgostiții, să nu uităm, și cu valetul de spade, nevoia de a alege și de a comunica. Și de a comunica, pentru că vă doriți comunicare, central, valetul de cupe. Vreți să comunicați, de fapt. Hai să vedem cum facem o relație frumoasă, cum reușim să construim ceva, deși nu prea am văzut monede, e mai mult o transformare mentală și emoțională ce se întâmplă. Ia uite, renunțarea la trădări. Deci, am zis, această regină de spade poate să fie analiza voastră. Cum să vă protejați ce aveți și cum să creați, să transformați, să renașteți cu judecata, relația aceasta patru de monede s-o transformați în patru de băte pentru unii. Am senzația că unii vreți să vă împăcați acasă. Unii, vreți. Mai dăm o carte pentru întregostiți. Oh, îndrăgostiți, alege să vă eliberați de dureri. Puneți capăt acestui ciclu, e foarte bine. Da, Cineva care v-a jucat mental, pentru care v-ați pierdut nopțile. Valetul ță... ah. de spade. Uu, am văzut diavolul. Valetul hmm. da. de spade vrea să comunice că încă speră. speră că se pot găsi noi oportunități sau că în viitor va fi mai bine și veți ajunge la armonie cu partenerul care sunteți, că vă totuși central este familia. de -aia zic, trebuie să manifestați ceva nou. Clarificăm și patru de Nu sunt multe. Da. Aici este. Au fost niște dezamăgiri acasă. În relația de... În relația pe care ați avut-o, repet, de lungă durată, familie, profesională pentru unii. A fost. Dar cu valetul de spade și trei de, de băte, eu zic că vă doriți și investigați, nu doar că vă doriți, și investigați cum să mergeți faetonul, da? Către stea, către destinul vostru, cum să creați această situație, să vă transformați destinul în bine, cu alte cuvinte. Și atunci, trei de băte care înseamnă și speranță și viziune în viitor, asta îmi spune că veți alege să gândiți, să vorbiți, mai optimist ar fi minunat. Mai plin de speranță, ce aveți încredere. și atunci puteți vindeca rana de acasă sau rana din cuplu sau să vă vindecați de o dezamăgire întâlnindu-vă pentru cei care sunteți singuri cu un suflet da, pereche pe care vi le aduce destinul. Da? Faetonul și steaua. Dar pentru asta trebuie să schimbați perspectiva despre ceea ce e predestinat vouă, ceea ce Înțelegeți? E profundă treaba. Până la urmă, acesta ar fi finalul. Acestea au fost clarificate. Rana, cred că ține de trecut, că o văd de un an și ceva. Pentru unii. Dar aici este speranța. 3 de gate. speranța. Că va fi bine. Poate și e călătorie. Vă doriți să, să călătoriți într-un loc? cu persoana dragă sau singuri, într-un loc în care n-ați mai fost și acest loc, dacă văd și călătorie, să vă ajute să renașteți, să vă îndrăgostiți de cineva. Dar este foarte frumos că apare în bărbatul divin și femeia divină. Aici este sfatul. Echilibrați masculinul și femininul din voi. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați găsit niște confirmări, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați să spuneți că iubiți și, în primul rând, să vă spuneți vouă și să vă atrageți oameni care nu se zgârcesc de la aceast, acest gen de comunicare, da? Valetul de cupe spune spune această declarație, adică o face. Vă pup, vă doresc, dragoste, pace creștere spirituală. Nu mai bine, papa. Pa.